Actul normativ menit să-i protejeze pe români de scumpirile mascate din magazin a fost finalizat. Președintele ANPC a pus în transparență decizională ordinul care impune procesatorilor să precizeze clar pe eticheta produselor orice modificare a gramajului. Anunțul a fost făcut de premierul Marcel Ciolacu în ședința de guvern. Ordinul a fost elaborat de Autoritatea Națională a Protecției Consumatorilor după modelul legislației de profil din Franța și introduce obligativitatea pentru procesatori și comercianți să informeze consumatorii dacă gramajul unui produs a fost micșorat, iar prețul a rămas neschimbat. Premierul Marcel Ciolacu a calificat această practică drept o formă de înșelătorie mascată și a cerut sancțiuni pentru comercianții care folosesc aceste practici. Facem deja un pas important și în problema reducerii gramajului, dar a păstrării prețului, acest tip de scumpire mascată, de fapt de înșelare a clienților. Președintele ANPC a pus în transparență decizională ordinul care impune procesatorilor să semnaleze clar orice modificare a gramajului produselor cu toate detaliile necesare. Astfel protejăm mai ales puterea de cumpărare a celor cu venituri mici și medii, cei mai afectați de aceste practici înșelătoare. Românii sunt revoltați de fenomenul shrinkflației, practica reducerii gramajului de către comercianți, despre care spun că este o hoție pe față. O părere proastă. Ce părere să avem despre chestia asta? Așa fac toți. Noi, ăștia de mijloc, suntem oropsiți în țara asta. Nu este normal. Oricum nu este normal nimic în țara asta. E o hoție pe față. Hoție. Foarte rău. Măsura, care la noi în țară s-ar putea aplica de luna viitoare, este deja pusă în practică în Ungaria și Franța de mai multe luni. Practica de shrinkflație a apărut la comercianții din România după ce guvernul a plafonat adaosul comercial pentru alimentele de bază, pentru a evita creșteri de prețuri nejustificate.